Prima zăpadă în municipiul Arad le-a creat probleme mai degrabă șoferilor decât autorităților. Încă din timpul nopții pe străzile din municipiu s-a acționat cu împrăștietoare de material antiderapant pentru ca traficul să se desfășoare în condiții normale. Dacă pe autorități nu i-a prins pe nepregătite prima zăpadă din acest sezon, același lucru se poate spune de șoferi care în această dimineață au avut mari probleme pentru curățirea mașinii pentru a pleca la drum. A fost prima intervenție din sezonul 2013-2014. Intervenția a constat în împrăștierea de material antiderapant cu 6 suprastructuri de împrăștiat antiderapant. S-a acționat pe toate străzile din municipiul unde s-a considerat că este necesar. Ca probleme deosebite nu au fost datorită faptului că temperaturile nu au fost foarte scăzute, zăpada nu a apucat să se depună, nu a fost necesară intervenția plugurilor. Nu numai autoritățile au intrat în alertă odată cu căderea primei zăpezi, ci și polițiștii de la rutieră. Odată cu timpul nefavorabil și căderea precipitațiilor sub formă de ninsoare, șoferii trebuie să știe că folosirea cauciucurilor de iarnă a devenit obligatorie, astfel încât nu trebuie să pornească la drum fără ca autoturismele să fie echipate cu aceste cauciucuri de iarnă. De asemenea, să-și verifice întotdeauna la plecarea la drum instalația de iluminat, ștergătoarele de la parbriz și să țină cont de toate recomandările pe care agenții de poliție rutieră le oferă în trafic. Și autoritățile județene au fost pe poziții în prima noapte de iarnă din județul Arad. Începând în cursul serii de ieri, am și ieșit cu unele utilaje în județ. Nu am necesitat să dăm cu material antiderapant. Mașinile, toate utilajele, până săptămâna asta vor fi toate echipate, un număr de 31 de utilaje. O să vedeți și dumneavoastră aici și baza unde avem și material antiderapant, nisip și sare. Ceea ce vedeți aici în spatele meu, la prima vedere, pare o grămadă de nisip, dar este mai mult decât atât. Pentru că sub acest nisip este materialul antiderapant, este acea sare care se presare pe drumuri pentru a face carosabilul mai puțin alunecos. Doar că pentru a proteja acest material, el este acoperit cu nisip. Să spune că nu este cel mai fierbinte loc din județ, dar aici este baza unde sunt cele mai multe utilaje, pe care de aici se pleacă în două sectoare, sectorul de Sebi și sectorul Ineu. Din fericire pentru cei responsabili cu dezăpezirea, ca și pentru cei care circulă pe aceste drumuri, urmează câteva zile de pauză și liniște. Asta pentru că meteorologii nu anunță precipitații sub formă de ninsoare în următoarele zile în această zonă.